De 6 ani, profesorii din Olt, dar și din regiune, participă la cursurile organizate în cadrul proiectului CRED. Toate proiectele au fost gândite în așa fel încât să răspundă la nevoile cadrelor didactice. Zilele acestea a avut loc workshop-ul Educație non-formală, actori, practici, perspective, ce a avut în prim plan pe dascălii din palatele copiilor, cluburile școlare, dar și din ONG-uri și profesori din școli care răspunde activitățile extrașcolare. Educația non-formală vine să întregească alături de cea formală actul didactic. Prin educație non-formală pot fi integrați la școală copii din categorii de risc, dar și să fie obținute rezultate educaționale în procesul de predare-învățare. Din aceste proiecte gândite pentru reducerea abandonului școlar, că vedeți că în ultima perioadă ne axăm pe acest obiectiv, este unul foarte important, primordial, și anume să copiii să vină la școală și să studieze, să-și desfășoare activitatea în condiții optime, și să le creăm șanse egale pentru dezvoltarea lor personală și nu numai. Societatea noastră și europeană, având întotdeauna nevoie de specialiști, având nevoie de oameni bine formați și având nevoie de formatori experimentați, cum au fost cei din cadrul acestui proiect. În cadrul cursurilor CRED, dascălii au învățat să mizeze pe combinarea celor două forme de educație pentru a răspunde nevoilor elevilor, dar și pentru a obține un act pedagogic complex și centrat pe copil. În fiecare formare la care eu particip, ca și formator, le spun colegilor, colegii noștri de sistem, să-și aloce un minut, două minute sau cinci minute dintr-o oră de matematică, de geografie, de istorie, și pentru educația non-formală. Pentru că valorile sociale de care vă spunea doamna director Caruna Guraluc la început, valorile sociale pe care noi, ca și cadre didactice, le oferim copiilor, nu putem să o facem în timp ce predăm matematică, istorie sau geografie, ci doar prin educația non-formală. Palatul Copiilor Adrian Băran, gazda acestui workshop, este de altfel și un exemplu concret de educație non-formală. Anual aici vin peste 2500 de elevi din întregul județ care frecventează atelierele de artă și creație sau științe. Palatul Copiilor, într-adevăr, este centrul, ca să spunem așa, activităților non-formale, activităților extrașcolare. Noi asta facem prin definiție. În tradițional se ia foarte mult din extrașcolar, din non-formal. Se împrumută foarte mult din ceea ce dumneavoastră faceți în fiecare zi cu copiii. Până la această dată, prin intermediul proiectului CRED, au fost implementate 4 programe de formare în care au fost instruiți peste 5700 de cursanți. Pe viitor se dorește extinderea acestor cursuri de formare și pentru învățământul liceal, obiectivul rămânând același, reducerea abandonului școlar.